Bună dimineața și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi o să antrenăm umerii și trapezul, cum scrie și aici jos. O să încep prin acest exercițiu la presă, împins deasupra capului cu bara. O să încep prin execuția 5 serii. O să fac prima serie maximală cu greutatea cea mai mare pe care o pot duce, undeva în 6 repetări, după care cea de-a doua serie scad greutatea, cresc repetări. Banca un pic înclinată pe spate. Bun, 6 repetări, atenție mare, încălziți foarte bine umerii înainte, faceți un exercițiu, două de încălzire, chiar câte 3 serii la fiecare, împins deasupra capului, la bancă sau ceva gantere, încălziți foarte bine umerii. Gata, primul exercițiu, o să încep prin ridicări laterale pentru partea laterală a umărului, o să fac la scripete de data aceasta, 3 serii, la fiecare serie o să fac cât un drop set și o să merg undeva între 8 și 10 repetări pe mână. Come on my Mark Sanchez, I'm off her butt all night, so yeah, let me get informated, I'm thinking the way that the wheels are spinning, I'm going against first, in a couple of inches, but yeah, she flooded the engine, and that's that two-seat, that fumble brewski, stay loose, she off the truly, and I tote that rock, but that ain't no excuse, she thinks that's bougie, I gotta move these right loose, she hit like brewski, and that booze, you can't expect nothing but truth, I just be bumbling on you, I can't find the words to say what I want to. What we got is brand new, so we gon' take a time, yeah. Gotta love it, man, though. Fumbling on you, I can't find the words to say what I want to. What we got is brand new, so we gon' take a time, yeah. Cel de-al treilea exercițiu, rămânem tot la scripete, de data aceasta am poziționat scripetele undeva la nivelul capului. O să fac 3 serii de data aceasta, o să lucrăm partea din spate a umărului. O să selectez o greutate cât să duc 12 repetări prima serie. Încerc să am mișcarea cât mai controlată pe negativ, da? Revin ușor și plec normal, ok? Bun, 3 serii, 10-12 repetări. Plecăm cu brațele de aici și după care le încrucișăm, coatele un pic înduite și revenim. She too humble to brag, drop the ball on occasion but never fumble a bag, she get up early and often, she gotta work for the man, while all these Instagram get paid to twerk on the gram, no offense, smoke a little bit to get her mind right, never really yearn for the limelight, spend a couple hundred for a cheap thrill, wasn't really worth it in hindsight, follow you baby, why don't you show me the way, I know the one when I see her, I ain't gon' throw it away, hey, hey, hey. Și vrem să avem o execuție cât mai corectă, vrem să avem o poziție cât mai corectă a corpului, de aceea genunchii noștri sunt înduiți, spatele drept, piept în față și executăm. Bun, cel de-al patrulea și ultim exercițiu la antrenamentul de umeri. Să vedeți imediat și execuția, l-am mai făcut și în alte videouri. O să-l mai explic încă o dată și de data aceasta. Plecăm cu brațele, da? Cu priza în supinație, adică cu palma spre noi. Plecăm cu brațele de aici, da? Cu pumnul să fie la nivelul umărului. După care împingem și pe parcursul drumului facem rotația, ok? Venim cu gantele deasupra capului, după care coborâm, la fel, rotim brațele. 3 serii, câte 6-8 repetări.
trapezul. Am ales să îl execut aici la scripete. O să fac cu mânerul pe o singură mână. Alternativ, o să fac undeva la 4-5 serii. Fără pauză, o să fac undeva la 5 serii. Pe fiecare mână execut undeva între 10-12 repetări, la fel pe fiecare mână. Termin 12 repetări, mă apuc cu stânga, fac 12 repetări, după aia, fără pauză, din nou îi dau drumul cu dreapta și așa mai departe. Repetări. Eu o să măresc greutatea. Încep din nou cu mâna dreaptă, 12 sau 10 repetări și tot așa mai departe, 5 serii. Și ca să terminăm cum trebuie această zi, acest antrenament, o să încep cu niște abdomene undeva la 10-15 minute, vreo 3-4 aparate. Încerc să lucrez cam cât mai mult la liber, am zis și în alte videouri. Bun, de data aceasta o să fac ridicări de picioare, alternativ și cu rotire, în superset cu niște abdomene clasice, cu spatele pe bancă și ridicări pentru partea superioară. Și ultimul exercițiu, o să fac aceste clasice abdomene, ok, fundul să-l avem lipit pe suportul scripetelui, mâinile lipite de cap, după care coborâm, da, ne arcuim spatele și revenim, teoretic doar îndreptăm spatele, coborâm, revenim și execuția arată ceva de genul, 3 serii, 15-20 de repetări. Gata, și antrenamentul pe ziua de azi, s-au lucrat umerii, trapezul, am făcut scurt și 3 exerciții pentru abdomen. Nu uita că ne găsești și pe conturile de Instagram, daniel.codure, georgiana.codure, găsești și pagina noastră de rețete și mâncare sănătoasă, Healthy Food GP. Ne găsești și pe conturile de TikTok, pentru un alt fel de content mai amuzant, arun Daniel Pădure Gym Fit, arun Georgiana Pădure. Încă o dată, dacă ți-a plăcut acest video, abonează-te la canalul nostru, dă-ne un like, un share. Și pe data viitoare!